Jaja, Bajola, Baba! Salutare sucevenilor pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi într-o nouă formulă. De acum reluările le veți putea urmări dimineața la 7 și ceva după știri și la fel la 10, tot așa. În cazul în care aveți idei, știți, accesați www.viatansuceava.ro, acolo puteți vedea și toate emisiunile noastre. Astăzi ne-am gândit să fim puțin mai amuzanți sau încercăm să amuzăm lumea. De ce? Pentru că prima duminică din luna mai a fost luată ca fiind ziua internațională a râsului. Dacă vreți să încercați lucrul ăsta, să o țineți, căutați tot felul de informații și le veți găsi. Vrem să aflăm dacă suceveanul consideră că românii sunt sau nu haioși. Să aflăm. Eu totuși cred că la tradiții ar trebui să ținem cont, să nu renunțăm, pentru că ar fi un obicei care, totuși, dacă s-a ținut până acum, să țină în continuare. De ce nu? Nu știu, poate e bine. Așa. Să se mai veselească omul câteodată. Normal, ar fi lumea mai veselă. Cred că da. Trebuie, că veselia întărește organismul. Asta e. Și oamenii, dacă sunt mai veseli, uită de supărări și de altele. Să țină, că într-adevăr și medicii spun că dacă râzi jos, că dacă ai o boală, adică te însănătoșești. După mine, știu, e bine și asta râsul ăsta, că face sănătatea omului, zice, că după cum să înțelege, zice, că și râsul e ceva pentru om. Da, eu cred că da. Un om cu zâmbet, nu știu, tot timpul cu zâmbetul pe față. Care are de râs, râde, care e supărat, nu mai râde. Își trăiește viața mai din plin, așa. Plin de bună dispoziție. Face glume, spune bancuri. Face oamenii să râdă. Un om vesel, sănătos. Glumeți? Nu, glumesc, nu. Toată lumea poate glumească. Nu poate să spui cineva că gluma e un om haios sau... E o glumă care face om să te bine la om, să glumească. Un tip glumeț? Un tip care, eu știu, și spune glume și... În general, da, dar în... Să ținem cont că acum, în ultimul timp, majoritatea românilor sunt stresați, să... nu știu. E un vesel, trăiește mult, n-are supărări, n-are dureri. Sunt, în general sunt. În general sunt. Nu prea. Sunt. În general, da. Așa cred, părerea mea. Da. În general, românii zice că sunt donații care și la necaz fac bancuri. Sunt, dar nu mai de capul lor acum cu viața care este. Românii? O parte, da, o parte, nu, că problemele de zi cu zi nu... Cele cu mai... cu puțin gust, să spun așa, nu... Bun este, oricum. Astea greoaie sau pornografice sau... Și glumele trebuie făcute așa cu măsură și așa. La persoanele care se țină la o glumă și la... da. O glumă de bun gust. Glumele nu... Foarte, așa, cum să spun. Da, nu știu ce glume. Românii, din orice fac glume și le place mai mult, eu știu, să râdă de unul de altul. Când au greșit, când... Dar e mereu să râdă de cei bolnavi sau nu știu ce. Râdă aia sănătoși, care nu s-a atenți și au greșit. Cele bune, cele care nu sunt corecte, nu trebuie. Când e nevoie, când să iei timp potrivit la anumite treburi. Nu știu, oricum, bancurile alea cu bule s-au dus. Acum asta se politice, că e campanie electorală. Acum am mai multe probleme eu, că n-aud bine și am un aparat și nu funcționează și aud altceva decât trebuie și fără să vreau fac glume. Unul cu poștașul, vă spun, că și așa sunt poștaș. Sună poștașul la cineva la ușă, da? Și persoana întreabă, cine e acolo? Și poștașul răspunde, poșta, să intri primii 10. Prima duminică a lunii mai, așa a fost decretată, declarată ca fiind ziua internațională a râsului. Deocamdată în România nu prea am ținut-o, dar sincer, merită încercat. E
un lucru bun, e bine să râzi, e bine să fii amuzant, e bine să fii haios, bine, sunt și limite, ce-i drept, însă trebuie să recunoaștem că mult mai bine ne simțim atunci când râdem, atunci când facem glume, decât atunci când stăm ofticați, ne gândim, adică de ce totul înseamnă bani chiar în lumea asta, totul înseamnă bunăstare materială, chiar totul, nu mai rămâne nimic pentru... În cazul în care aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți-o prin SMS la 0744238830, accesați și site-ul nostru www.viatansuceava.ro, acolo unde puteți introduce chiar și bancuri și, cine știe, idei de emisiune. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Râdeți! Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța.